De ziua, domnilor și domnilor, începe esențial. În continuare, pompierii se luptă cu flăcările de la centrul comercial din Afumați, de lângă capitală. Aproximativ 3.000 de metri pătrați ar arde, conform informațiilor pe care le-am primit. Sunt 17 autospeciale de stingere în acest moment la fața locului. Suntem în direct cu domnul Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISU București. Bună ziua, domnule Vasile! Bună ziua! Dacă puteți să ne dați informații în ce stadiu se află această intervenție. În primul rând, aș dori să mă refer la măsurile pe care le-am recomandat pentru populația din zonă. În acest sens, având în vedere degajarea intensă de fum, a fost remis un mesaj prin sistemul ROALE, prin care populația este îndemnată să se îndepărteze din zona de pericol și totodată să închidă ferestrele, pentru că fumul degajat este unul foarte dens și foarte toxic, specific materialelor care ard. În speță, lacuri, vopseluri, cauciuc și alte ambalaje și recipiente sub presiune care au și explodat în mod succesiv. În ceea ce privește manifestarea incendiului, flăcările s-au redus ca intensitate în mod semnificativ. Sunt luate măsuri pentru protejarea vecinătăților, adică altor 3 depozite cu o suprafață aproximativ similară cu acelui care este afectat de incendiu și distrus într-o proporție semnificativă. În ceea ce privește persoanele rănite, au fost doar 4 intervenții ale echipajelor SMURD pentru asistență medicală, persoane cu atac de panică, fără probleme deosebite. Bun, nu există niciun pericol de acum încolo. Pentru există cei care intervin, vă ascult. Există în continuare o stare de pericol asupra echipelor de salvatori, pentru că este normal acest lucru, lucrează la înălțime, lucrează în imediată apropiere a acestor hale, dar au fost luate măsurile de siguranță ca aceștia să nu pățească ceva pe durata intervenției. Domnule Vasile, la ce distanță se află blocuri sau case? În imediată apropiere nu există locuințe, există doar alte spații comerciale și există calea de rulare, calea rutieră, al cărui trafic a fost restricționat în totalitate de către colegii de la poliție, pentru a fluidiza deplasarea autospecialelor de stingere. Nu ne puteți spune exact despre ce drum este vorba? Este ieșirea legătura așa? De la șoseaua Colentina către ieșirea din București către Urziceni. Bun, astfel încât și telespectatorii să știe, în acest moment, pe respectivul drum, nu se poate circula. Traficul este restricționat. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Vasile. Da, vă ascultăm, sigur. Să mai menționăm faptul că am avut în vedere și acest aspect al deplasării și facilitării deplasării pentru autospecialele noastre și am remis inclusiv un mesaj de avertizare pe 50 de panouri stradale sau panouri electronice prin care am solicitat sprijin populației pentru deplasarea resurselor în mod prioritar. Vă mulțumim foarte mult, domnule Vasile, și Raed Arafat coordonează intervenția la fața locului. Vedem ce a declarat în urmă cu puțin timp.